numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, suntem în frumoasa sărbătoare de tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. Evanghelia spune că a fost o zi în care Irod și-a sărbat ziua lui de naștere. Acolo a venit Irodiada, a venit fata ei, Salomeia, și se pare că a avut un dans foarte deșânțat. Împăratul era prins de văpaia vinului și a spus fetei: poți să-mi cer ce vrei, căci chiar jumătate din avuția imperiului meu sunt gata să dau. A mers și a întrebat-o pe mamă: auzi, mamă, ce să cer? Ascultă-mă, cel din temniță, Ioan, mă deranjează că strigă de acolo: nu trăim curvie, nu trăim curvie, să-i tăia capul. Și vine la împărat și spune: împărate, vreau pe o tipsie să vină capul lui Ioan Botezătorul. Și Evanghelia spune că împăratul s-a întristat, dar a spus public că îi va da și n-a pus să-și tragă vorba înapoi. Și imediat i-au adus capul pe o tipsie și fata i-a dat capul mamei sale și Evanghelia spune că ucenicii au venit și au îngropat pe Ioan Botezătorul. Cel mai sfânt om, Biblia spune, nu s-a născut om din femeie mai mare ca Ioan Botezătorul, moare la beția și la destrăbărarea cuiva. În dimineața aceasta, meditația am intitulat-o așa: cum să-mi serbez ziua mea de naștere? Și vom învăța ce ar trebui să facem și să nu facem în ziua noastră de naștere. Ce să fac în ziua mea de naștere? Ziua de naștere s-o iai în serios, pentru că în ziua aceea tu ai venit în lumea aceasta. Psalmistul spunea: te laud, Doamne, îți mulțumesc, te binecuvintez, că sunt o ființă așa de minunată. Tu m-ai întocmit în pântecele mamei mele. Eu recomand la familii mai tinere așa, când își țin ziua băiatului sau a fetiței: stai cu el de vorbă și spune-i cum a fost nașterea lui și spune-i toată viața lui până la anii când el pricepe sau își aduce aminte. Ziua de naștere ar trebui să ne uităm în urmă, noi cei mai în vârstă, să ne uităm cât ne-a călăuzit Dumnezeu, cât ne-a binecuvântat Dumnezeu, cum Dumnezeu ne-a purtat de grijă, și ar trebui să nu uităm toate momentele frumoase din viața noastră când am văzut pe Dumnezeu, binefăcătorii noștri, alături de noi. Și apoi ar trebui să fie o zi de mulțumire. Scriptura spune: binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. Ar trebui să fie o zi în care cu familia, cu cei care se pot să spunem: Doamne, îți mulțumesc! Îți mulțumesc pentru sănătate, îți mulțumesc pentru viață, îți mulțumesc pentru toate darurile. Că dacă mulțumești lui Dumnezeu, ai și dumneata mulțumire, mulțumire în inimă. Dar mai e ceva. Ai mai făcut un pas? Ai mai îmbătrânit un an? Sau, eu spun, ai devenit mai înțelept? Și Scriptura spune așa: Doamne, învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Ar trebui, frate Ionel și toți care vă e ziua asta, să te întreb: a mai trecut un an, oare eu m-am apropiat mai mult de Dumnezeu? Oare eu am mai lăsat din păcate? Sau am mai pus? Și ziua de naștere ar trebui să fie zi de bilanț spiritual. Doamne, cum sunt eu în relație cu Tine? Dar, Doamne, pentru că mi-ai dat încă un an, eu vreau să închin restul, ani, zile, clipe, zile, vreau să le închin Ție.
ție, așa face un om care servează ziua lui de naștere. Și vă mai spun ceva. De ziua de naștere, hotărăște-te să trăiești plenar fiecare zi. Am citit de 2-3 săptămâni de un bătrân care la 100 de ani și-a reînnoit permisul de conducere. Cei le-au spus, domnule, da, știți câți ani aveți? Știu, zice, 100. Și vă mai faceți permis. Vreau să-mi duc prietenii la plimbare. Cu alte cuvinte, vreau cât trăiesc să trăiesc. Ascultă-mă, nu toată ziua plângi. Mă doare și asta, mă doare și aceea. Dă slavă lui Dumnezeu că poți umbla, poți vorbi, bucură-te de tot ce ai în fiecare zi. Nu fi nemulțumit că asta îl deranjează și pe Dumnezeu și pe cei de lângă tine. Așadar, ziua ta de naștere, fă o sărbătoare pentru Dumnezeu, pentru sufletul tău și pentru cei dragi, că atunci te întâlnești cu ei. Întrebarea e, ce să nu faci în ziua ta de naștere? Nu fă ce-a făcut Irod. Nu fă o spăț în ziua ta de naștere cu dans, cu manele, pentru că atunci îl înregistre și pe Dumnezeu și pe tine. Eu am studiat și am citit mult, mult, mult din istoria bisericii, din Sfinții Părinți și vă voi spune lucruri atunci acum. Creștinismul nostru ortodox din părinți e foarte curat, e foarte pur, e foarte adânc. Problema e la noi că am pervertit foarte, foarte multe lucruri. Vreau să știți că dansul, dezmățul, cheful, noi le-am luat de la păgâni și am auzit minți slăbuțe. Noi le-am încreștinat. Nu poți încreștina cheful, dansul și dezmățul. Biserica Ortodoxă, ascultați-mă, admite doar 3 dansuri. Restul sunt păgâne. E la botez când se înconjoară creștinița. Câți în Hristos ne-am botezat, în Hristos ne-am și îmbrăcat. E primul dans. Al doilea dans e dansul la comunie, când ne învârtim cu miri în jurul mesei. Și al treilea dans e dansul la hilotonie, când nou preot este luat cu ceilalți preoți, se învârt și ei în jurul mesei. Astea singurele dansuri aduse la ortodoxie. Toate, ascultați-mă, toate celelalte sunt afurisite, sunt blestemate, sunt în afara bisericii. Mi-am notat câteva citate ca să vă spun din carte. Scrie așa. Cei ce joacă în horă cad sub afurisenie. Canonul 54 din Laodicea. La nunț, unde se vor duce să fie muzicant și jocuri, să nu se meargă. Iar cei ce se vor duce acolo, să fugă. Cazania, la sărbătoarea tuturor sfinților, spune așa. Jocurile sunt trăcești. La 23 aprilie, tot în Cazania, spune așa. Cântecele și jocurile lumești sunt lucruri trăcești. Cei ce se duc acolo se despart de Hristos. Sfântul Ioan de Aur spune așa. Unde sunt jocuri, acolo diavolul sare în mijloc. Și casa unde sunt jocuri, acolo este casa dracului. Nu există dans nevinovat pe muzică lumească. Și vă mai spun ceva. Am auzit credincioși spunând, dar noi, părinte, nu te supăra. Am mai văzut unii preoși, unii preoteați să dansăm. Eu am spus, nu știu asta, eu nu sunt chemat să judec, dar vă spun așa. Oricine dansează, nu-L cunoaște pe Hristos, n-are treabă cu Hristos, nu judecați pe nimeni, rugați-vă ca așa cei oameni să-L cunoască pe Hristos. Dragii mei, nu putem sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Cine ascultă manele, cine dansează, cine chefuiește, nu aparține încă lui Hristos. Hristos îl așteaptă, dar încă n-aparține lui. De aceea, eu vă doresc la toți care sunteți sfântuior sau care vă vestiți ziua așa, nu o țineți dumosii,
Țineți-vă în fiecare zi. Fă în fiecare zi sărbătoare din viața ta. Asta înseamnă binecuvântează-L pe Dumnezeu. Bucură-te de tot ce ți-a dat El. Fii cu inima veselă. Slujește-L pe Dumnezeu. Bucură-te de nepot. Fă tot ce-i pot mai frumos. Și te vei bucura de fiecare zi. Eu vă doresc la mulți ani. Nu uitați. Cinstiți-vă ziua de naștere, dar în felul lui Dumnezeu și nu faceți ceea ce Dumnezeu nu admite. Dumnezeu să ne ajute în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.